Mă spune tu cum o sărit omul ăsta. Mele. N-am mai filmat de ceva vreme și vreau să vă arătăm evoluția acestui spațiu. Și aici va fi baia, această ușă, care de fapt a fost un oblon prin care se băgau, ia acolo oblonul, prin care se băga fânuiesele la animale. Se mai pune aici placă și așa, dar nu. Și în spate trebuie să mai continui. S-ar putea în spate să-i pun, să-i las ceva geam, ceva luminator. Nu? Mhm. Și aici un pic. Și să te vadă lumea când e. Cine să te vadă? Căprioara din pădure? Salutare, dragilor! Bine ați venit din nou la noi în Căsuța din Cătun. Eu sunt Andreea și Daniel. Soțul meu, Daniel, și împreună am cumpărat anul trecut, am reușit să achiziționăm acest loc și este un lucru de care am fost foarte, foarte încântată și anume acest minunat cais, care a reușit anul acesta să ne producă 4 caise. Că ia-ți o sucă de dorul tău. Pe una dintre ele a mâncat-o vecinul nostru. A doua împărțim. A doua împărțim. Până nu mănâncă furnicile. Caisele în zona noastră nu se prea fac pentru că în fiecare an vine câte un fric târziu și ne ucide toate florile. Andreea chiar a fost zis să-l tăiem caisul ăsta. Și oricum îl vom tăia dacă nu se rupe el cu tătul, că uite-te cum e altoiul. E mai mic decât artoiul, altoiul e mai mare decât port altoiul. Și asta e un semn de problemă gravă. Nu l-am mai lăsat cât am mai rezistat. Copii, hai să vă dau caisă. E bună? Mhm. Ia. Da, una ție, una la Victor, poftim. Wow. O leas verzi încă, Daniel. E galbenă. Și mușcată de furnică. Mhm. Au avut în primăvară foarte multe flori, foarte, foarte multe flori și o înflorit într-adevăr mai târziu decât în alte locuri și ne-am gândit că o scăpat de îngheț. Dar a venit un îngheț până la urmă foarte târziu și nu a mai scăpat nicio floare, în afară de 4 sau 5, în afară de 4-5 flori din sute. Mai da, ia, uite, îți dau. Îți dau sâmburi, să-i spargi, Victor, ia. Mai este una? Mai este una, dar mai... Păi aici ai una. Borcanile astea trebuie să se spară de aici. Asta ți-o dau ție, dragă. E cea mai coaptă. Da. Și cea mai stricată. Lasă-l pe Victor să o încerce. O fonțepată de tot felul de gâze. Mhm. Da. Măcar ai văzut ce gust are. Păi ziceam că o să-l tăiem, dar mie mi-ar place să-l mai ținem. Cine știe, poate să mai schimbă vremurile și ori scăpa mai multe flori și o avea mai multe caise, pentru că noi am plantat, dragul meu, mulți caiși. În vreo 2-3 ani, te ajută Domnul,
acești doi caici vor face câte patru fructe. Da, bun, dar lăsăm atunci pe ăsta până o să ne facă ăia caise. Da, bine. Haideți să ne vedeți living-ul. Ne arăți, ne prezinți living-ul? Da. Hai să-l vedem. Parcare de biciclete sau living-i până la urmă? Și, și. Depozitul da. Pentru cei care ne urmăriți canalul și activitatea în gospodăria din Cătun, n-am mai filmat de ceva vreme și vreau să vă arătăm evoluția acestui spațiu, pentru că în fiecare dată când am o zi liberă, câte zile poți avea libere la țară, Dana? E fiecare dată când ai o zi liberă, ți-o umpli cu lucru, nu? Vine aici și mai meșteresc câte ceva. Am cumpărat 3 uși la un preț, eu zic, foarte bun, second fiind, pentru că sunt de lemn și dacă ar fi să le facem de noi, ar costa de la 1000 de lei în sus câte una de asta. Așa că potrivesc ca dimensiune, sunt 3 uși identice și o să le șmirghilim, o să le vopsim frumos într-o culoare, eu știu ce zice doamna, și aici va fi baia. O baie așa mai de țară. Joacă. Da, și fiind vorba acum de vopsit, suntem curioși pentru că noi suntem împărțiți așa în două tabere. Între verde și albastru. Nu ne-am hotărât încă pe ce culoare să mergem. Aia e vorba verde de ușile de la exterior. Sau albastru. Nu ușile de la exterior. Și la interior. Ușile și în interior și geamul. Aceleași uși vrei să fie aceleași culoare? Așa ar trebui, nu? No. Sau facem ușile albe și geamurile doar colorate. Da, dacă sunteți urmăritori fidele acestui canal, ajutați-ne cu o sugestie. La exterior ne gândim spre un albastru așa, wow, genul ăsta probabil. Da? Da. Geamurile. Și ușile nu cred că ar potrivi culoarea albastră. Da, mai vedem. Așa că scrieți-ne în comentarii voi ce ne-ați recomanda. În așa, să păstrăm un pic din tradiția locală. Din, da, culorile de la țară. Ce am mai făcut aici? Am mai dat câte o mână de adeziv pe lângă geamurile astea. Trebuie să mai dau o mână, să o finisez cu buretele și apoi vom da un lavabil. Ușa care a fost aici, veche, prin care intram în camera asta, am zidit-o cu cărămizi și am tencuit-o. Urmează să facem, cum am zis, lavabilul la pereți și podeaua asta, care podea o să o schimbăm cu altă podea. Vom vedea pe când vom ajunge la etapa aia. Na, deci de geamurile astea ne întrebam noi oare cum să facem albastru sau verde. Suntem, suntem curioși de răspunsurile voastre. Verdele e mai mult ungureț, Sofia, și noi suntem români. Trebuie să punem ori roșu, ori galben, ori albastru. 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 Dar roșu n-ar fi fain. Un roșu așa... Ei, urmă. De cireașă coaptă. Na, oricum, spuneți-ne ce culoare credeți că ar merge bine așa la căsuța asta, care o vrem să o facem cât mai tradițional posibilă. Așa, după bugetul nostru și după ideile noastre. După timpul nostru. Timpul, ideile și bugetul nostru. Nu mă gândesc, aruncă. Na, și pentru că la soacră nu-i mai trebuie canapeaua asta, o vrut să o deie, n-o vândut-o, o vrut să o arunce, n-o aruncat-o și ne-o dat-o nouă până la urmă. Am adus aici, când vom finaliza camera asta mai bine un pic, o să o mutăm, o să o aspirăm și o mutăm aici. Și ultima mea mare realizare în această locație este această ușă, care de fapt a fost un oblon în care se băgau, ia acolo oblonul, în care se băga fânul iesele la animale. Oblonul ăla numai bun o să fie de pat înălțat. Da, nu spargi, nu stricăm noi oblonul ăla. A, ți-l trebuie la ceva unde, anume. E făcut din lemn, așa. Și bucătăria. Asta a fost grajdul și o cameră care e mare, e bine dimensionată. Cred că e aproape 6 metri pe 3 metri și ceva. Deci o cameră foarte mare. Și o trebuie să-mi sparg ușa asta, pentru că aici va fi ușa de la bucătărie din salonul la încoace. Și ca să pot să fac accesul mai ușor cu molozul, pentru că aici fiind gaură mare sub
podelele astea vechi de la animale. Trebuie să băgăm un pic de umplutură, vom compacta, o să vedem ce placă turnăm, izolație. Și o să fie mai curat și mai frumos. Probabil gresie la final va fi aici în bucătărie, dar mai rămâne de văzut. Camera asta încă are așa o alură foarte dramatică și mizerabilă. Neprimitoare, ai putea spune. E plină de pânze de păianjen, dar tavanul ăsta o să-l scoatem noi cu totul, pentru că mai trebuie înălțat, ia, e 2 metri până la el. Și o să-l mai înălțăm cu vreo 50 de centimetri. Moment în care vom curăța foarte bine grinzile astea de stejar și podelele de stejar. Le curățăm, le vedem noi cum le periem. Și le vom trata cu ceva ulei și le vom instala, monta din nou în această bucătărie, pentru că considerăm că e un aspect, e o caracteristică foarte frumoasă a acestei bucătării. Nu o să mai miroase a grajd pe când a fi gata, nu o să arate a grajd. Dar nici acum nu mai miroase a grajd, pentru că o trecut foarte mult timp de când nu mai stat animalele aici. Da, dar miroase vreau să zic că după ce cureți lemnul ăsta și îl tratez cu ulei, o să fie bombă estetică, o să fie foarte, foarte frumos vizual. Da. No, haideți să vă arăt ceva foarte frumos și elegant, care nu știm clar dacă la Andreea o să-i placă, dar eu vă arăt că încă ea n-o văzut. Hai să vedeți la ce îi spune Victor, îi spune baie, dar nu-i baie, că e cel mult o budă sau o toaletă de grădină. Hai să vedem. Da, mai avem aici câteva piesici care suntem nerăbdători să vedem cum se vor coace anul ăsta. Anul ăsta e cam slăbuț, anul trecut o fă plin piersicul ăsta de piersici. Da, dar nici anul trecut n-am mâncat de pe ele, decât vreo 3-4 piersici. Da. Deci au fost cam mare, uite și mărul ăsta ce de mere are. Ăsta e un măr, ceva soi, foarte slab în zahăruri. Adică... Păi mărul ăla de vară galben cu coaja subțire. Nu-i de vară, dragul meu. Vai, de vară. Na, no, cum zici tu? Ai și câțiva castraveți. Mă, dați-vă de acolo, mă, seara la mămica ta, baia. No, uite ce m-am gândit. Da. No, dar păi după ce ai pus preșul ăsta, că mie nu-mi place. Preșul ăsta l-am scos de oriunde de pe acolo și hai să spun ce m-am gândit. Că noi pe lângă gardul ăsta vom planta ceva plante agățătoare. Da. Și vom face aici un chenar, ori dreptunghiular, ori rotunjit. Și vom pune un la de palmă de pietriș aici, de piatră de aia concasată. Dar de ce ne aducem noi? Prin ăsta nu mai iese iarba. Da. Și va fi un culoar pietruit cu pietricele. Unu, eu arăt. Ce areți, mă, că nu-i gata, mă, mai am de lucrat vreo 2 săptămâni aici. Hai să vedem, prezintă-ne. No, bun, dar ușa aia, chiar vrei să o pui ușa aia, că nu e de va treabă. Fi modificată ușa aia. Cine îmi spune ce e asta? Sofia, știi ce e asta? Victor, ce e asta? Nu știi ce e asta? Pentru nu ești de la țară. Origlă. Ce e aia? Ce e asta? A, e greblă, a fost, nu? Da. Uite, așa, e o bucată de lemn cu multe găuri, în care se scobesc așa bețișoare de răchită, dacă nu mă înșel. Și se bat acolo. Se bat și apoi se bagă o pană în capăt. Și după aia se bagă aici o coadă și un băț așa care să țină să nu se clătească. Și asta e o greblă de lemn. Clasa 1. Nu e chiar clasa 1, că e un pic curbată. Păi am o curbată o vreme. Asta a fost aici și o lăsăm, că poate și-a face Victor greblă din ea până la urmă. No, bun, îmi place bolovanul ăla ce l-ai pus acolo frumos. Hai, Victor, prezintă-ne baia. Buda. Deci trebuie să înțelegeți că am lucrat deja vreo 2 zile pe spațiul ăsta și e foarte, foarte creativ, inovativ. Ce fluture mare. Fluture! Doamne, ce amețită ești. Na, în fine. Dă-te de acolo tu. Hai, Victor, să ne uităm. Deci, vreți să spuneți că puteți sta unul lângă altul să nu vă plictisiți când vă căcucați? Da. Haideți de acolo amândoi. Eu am vopsit placajul ăsta. Serios? Tu l-ai tratat așa cu... Cum îi zice la ăla? Baiți sau vopsea. Foarte fain. Vopsea pe bază de apă. O să se curețe mult mai ușor dacă o să fie nevoie, așa-i? No. Și... Hai să vedem. Acum știi ce? Să rupe? Ce să rupe? Nu-i finalizat, că trebuie să mai pun aici placă și așa, dar... No.
Și în spate trebuie să mai continui. S-ar putea în spate să-i pun, să-i las ceva geam, ceva luminator. Nu? Și aici un pic. Și să te vadă lumea când e. Cine să te vadă? Căprioara din pădure? Nu știu, oamenii. Ok. Deci aici trebuie încă lucrat la acoperiș, partea din spate, ușa, partea asta, după două zile de lucru, cred că mai am încă o săptămână, dau, Victor. Depinde cât de mult mă ajuți tu. Da. Dar să știți că a fost o grămadă de opinteală și numai să aduc bolovanul ăsta pe poziție. Structura e făcută, se poate folosi deja, dar mai avem de lucru. Deja, da. Mai avem de lucru. Să văd fluturile alea. Unde? Nu, no, văd că sunteți toți foarte încântați, foarte entuziasmați de Budă. Bravo, ați făcut treabă bună, băieții. La fluturaș îi place, zice. Nu-l prinde, dacă nu mă se bucură. Bun, am avut de cărat o grămadă de lemne de aici, de pe culoar. Și asta o să o pună, mai trebuie, mai tot. S-ar putea să o șmirghilim asta, să o curățăm și să o vopsim asta. Foarte fain. Prinde mânierul ăsta. Dar asta de unde e? Că parcă mi pare cunoscut. E de la Buda ce am avut acasă. Așa e că parcă... Ce? Acasă a fost Buda? No, bun. Hai să vedem cum o grebla Victor aici pe sub nuc. Aici s-a tot făcut urzici și tot cosim des. Dar... Și am văzut și-o călugărița. Serios? Ce frumos! Fluturile astea umblă după mine. Sunt mai mulți. Uite, mami, mă duc într-o roată. Hai. Hai, mă, dă-te pe leagă, lasă-mă. Nu te mai da cu bicicleta mea. Cu fosta mea. Cu fluturi și Barbie. Frate, vezi că de... Nu spune tu cum o sărit omul ăsta. Ui, mele! Nu, închei tu video-ul ăsta. Da. Oameni buni, ăsta e progresul acestei gospodării din Cătun și e un progres constant, cu pași mici, dar ne ținem de treabă și înaintăm de fiecare dată când putem și avem ocazia, ne permite timpul. Avem încă foarte mult de lucru de curățat în camera asta. Multe lucrări, dar acum avem treabă cu fânul și cu altele, așa că... Era pe tine! De? Da, îi place albastru! Îi place albastru! Așa că, dragilor, dacă ați ajuns până la finalul acestui video, vă mulțumim pentru vizionare, apreciem comentariile și like-urile voastre, salutăm pe toți membrii canalului care ne susțin în fiecare lună acolo cu o sumă. Ne bucurăm pentru voi că ne susțineți. Vă mulțumim pentru vizionare. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Ia tu cu vinila. Îl prind? De unde? Ah, nu, stai, nu mișca. Stai acolo că zboară. Ia ce face. Zice, vai, ce bine că ai venit, că mi-a fost dor de tine. Prinde-l. Nu. Nu-l prind, că l-am admirat, uite ce culori frumos are. L-a prins mami pe video și va trăi 1000 de ani. Va trăi 1000 de ani, că trăiește și video-ul. Păi da. Ați văzut ce mai e în crucile? Să știi ce vezi, pentru noi e fascinant fiecare aspect din gospodăria asta din Cătun, mai ales pentru că a fost o gospodărie oarecum părăsită. E o gospodărie izolată în care noi reușim să ne dezlățuim toate fanteziile rurale, să zicem așa. Bine, acum oamenii o să se gândească la tot felul, da? Să vedem în ce măsură vom putea să păstrăm din caracteristicile acestei gospodării și vă invităm să fiți alături de noi. Dacă nu sunteți abonați încă la canalul Orășan la Țară, abonați-vă ca să vedeți evoluția acestei gospodării și activați acolo clopoțelul să primiți notificări de fiecare dată când postăm câte un video nou. Salutăm și ne vedem data viitoare! Data viitoare!
Ia uite o caschetă de miner. Asta e o caschetă de miner. Probabil un miner care o și suferi ceva accident la locul de muncă. Dar o punem bine aici pentru că eu îmi găsesc un loc și la aia. Îmi dau la orice copil care a venit. Să îmi pune zamăne. Nu îmi pune tu zamăne aia, lasă. Da. Uite ce frumoasă grădină. Plină de dovlecei. Ia. Ia ce fain e. Uite. Mhm.